Acuzațiile opoziției siriene cu privire la utilizarea armelor chimice ale regimului lui Bashar al-Assad nu au rămas fără un răspuns. O delegație a Organizației Națiunilor Unite vrea să meargă în țara devastată de conflicte pentru a face o anchetă. Cele două tabere se află în conflict deschis și se acuză reciproc pentru utilizarea armelor chimice. Regimul de la Damasc a fost primul care a acuzat opoziția de folosirea armamentului de distrugere în masă. Rebelii au reacționat imediat și au reproșat același lucru, astfel că o delegație ONU va merge în Siria pentru a ancheta situația. The Secretary General has appointed Professor Åke Sällström of Sweden to head the UN fact-finding mission which will investigate allegations of the reported use of chemical weapons in Syria. Mr. Sällström is currently a project manager at a research institute in Sweden. Investigația programată să înceapă săptămâna viitoare întâmpină dificultăți serioase din cauza refuzului președintelui Bashar al-Assad de a oferi o arie de acoperire mai mare pentru ancheta ONU. Cele două părți speră să ajungă la o înțelegere în cel mai scurt timp, dar sunt speculații că al-Assad trage de timp pentru a ascunde dovezi clare de utilizare a armelor chimice.